Ultima seară din săptămâna dedicată festivalului Turk Vision 2013 s-a desfășurat într-un cadru aparte. Delegațiile au participat la o masă festivă dedicată zâmbetelor, iar promisiunile de revedere nu au lipsit. Un cunoscut cântăreț din Kazahstan, pe numele de scenă Adam, a declarat că ar fi onorat să poată ajunge într-o zi să cânte în România. Turk Vision baykalı bizim Kazakhstan'da și noi cei din Kazakhstan suntem mulțumiți de Turk Vision. Енді келесі жылдары мен мүмкін байқауға қатысам Қазақстанда. Қазақстан бізді біздің қазақстандықтар қолдаса, онда мен бір жылдары Turk Vision байқауына келермін. Әрине, мен үшін Romania baru öte ülken. Eu transmit poporul român multe salutări și aș fi foarte mulțumit dacă aș veni în România și să cânt în România. Fie că au câștigat sau nu, participanții s-au bucurat de compania celorlalți și au declarat că, indiferent cine a plecat cu trofeul acasă, țările trebuie să rămână unite și pe viitor să mai participe la astfel de evenimente într-un număr cât mai mare. Am fost foarte mulțumit când am aflat voi că voi reprezenta Macedonia și că voi fi la un festival care va cuprinde întreaga lume turcică. O organizare extraordinară pentru toți participanții. Micile lipsuri astea nu sunt niciun fel de probleme, e ceva normal. Membrii jurului, indiferent ce țară au reprezentat, au declarat că a câștigat nu o țară, ci lumea turcică. De asemenea, micile probleme care au apărut la această ediție vor fi rezolvate cu siguranță pe viitor. Noi suntem foarte mulțumiți. Important nu este cine a câștigat sau cine a pierdut. A câștigat prietenia și că suntem împreună din întreaga lume aici. Chiar dacă din punct de vedere internațional, în jurizare, există mici probleme, acestea vor fi rezolvate în viitor. Ali onaj prvi put je pa nećemo im zamjeriti. Seara a venit cu o surpriză pentru membrii juriului. Aceștia au fost premiați pentru implicarea lor în cadrul festivalului. Conducerea televiziunii Alpha Media a fost de asemenea premiată. Este o zi fericită pentru mine și de aici vă transmit și dumneavoastră aceste sentimente pe care le trăiesc împreună cu echipa Alpha Media. Festivalul Turk Vision 2013 a reunit multe țări ale lumii turcice într-un schimb cultural de succes. Participanții, câștigători sau nu ai marelui premiu, au plecat de la această primă ediție cu gândul că poate data viitoare premiul cel mare va merge cu ei acasă.